Salut! Am aici Simplex. E cea mai nouă versiune a aparatului. E 2.78. Are destul de multe îmbunătățiri comparativ cu prima versiune pe care am testat-o. Are adăugate câteva funcții cheie care la versiunea veche lipseau. Adică are un ground balance manual. Ce înseamnă asta, pentru cine nu știe, e că îmi pot ajusta terenul, pot scana interferențele din teren și pot să le elimin automat sau manual. Înainte de funcția asta, Simplex-ul avea o calibrare destul de simplă, adică pur și simplu făcea o reacordare din asta la pornirea aparatului și stabiliza zgomotul de fond. Dar în felul ăsta pot să mă duc cu Simplex-ul absolut pe orice tip de teren în cauza că am reglajul ăsta. Adică îl pornesc, fac ground balance-ul, la fel ca un detector din ăsta performant, scump, și am început să caut dacă la un moment dat am observat că interferența terenului s-a schimbat, pur și simplu mai fac încă o dată ground balance-ul și am rezolvat-o. Mai are încă un mod în plus, un mod nou. El avea câmp, parc, plajă și all metal. Acum mai are încă un mod din ăsta de parc. E un pic diferit. E acum în funcție de preferințele fiecăruia. Poți să folosești modul vechi care a rămas, dar mai are încă un mod nou un pic diferit, ceva mai stabil. Toate funcțiile noi pe care le are Simplex-ul se pot adăuga și la modelele vechi. Adică dacă ați luat un Simplex dintr-o versiune mai veche, puteți să-i faceți update și l-aveți ca la ultima versiune, 2.78. Nu e absolut nicio diferență de piese dintre versiuni. Mai are încă o ajustare pentru luminozitatea ecranului. Haideți să vă arăt. Deci la pornirea aparatului îmi arată primul lucru, 2.78. Vedeți că am parc 1 și parc 2. Așa, la setări îmi arată ground balance-ul, e total dat peste cap ground balance-ul pentru că l-am pornit ultima oară în magazin. Și mai are o mică ajustare la luminozitatea ecranului. Pe lângă modurile A1, A2, A3, A4, am și aurile fiind automat, am și nivelele 1, 2, 3 și 4 pentru luminozitate mereu aprinsă a ecranului. Dacă vreau să fac ground balance-ul, de care v-am spus mai devreme, apăs o dată de două ori pe settings, mă duce în meniul ground balance și pe butonul pinpoint, vedeți că în momentul în care apăs se bifează logo-ul. Va trebui să țin complet aprins pentru ground balance. Și odată ce am auzit un bip, s-a efectuat ground balance-ul. O să-l mai fac încă o dată. Îmi dă 39 de fiecare dată. Acum nu sunt pe un sol complet curat și diferă destul de mult ground balance-ul, dar pot să fac vreo 2-3 și să aleg unul mai care mi se pare mai mare un pic. Nici foarte mare, adică nici 90, pentru că atunci e clar că sunt deasupra unui metal. Cu Simplex vă așteaptă o grămadă de îmbunătățiri pentru că se tot adaugă la modelul ăsta.
Adică îl îmbunătățesc pe zi ce trece. Dacă vi se pare că e ceva neclar la setările aparatului sau dacă ați cumpărat un aparat și nu înțelegeți anumite funcții sau pur și simplu aveți nevoie de ajutor ca să alegeți un aparat, pur și simplu sunați-ne. Eu sunt Dani, sunt tehnicianul. Pot să vă ajut cu tot felul de sfaturi și cu depanări ale aparatului. Detectoarele de la noi sunt de cea mai bună calitate și ne bazăm pe ele. Ca să instalăm update-ul, descărcăm fișierul de pe noctadetectors.com la secțiunea Software Update, descărcăm ultima versiune pe desktop. E sub formă de arhivă, așa că îi dăm un extract. Și în folder aveți instalerul setup.exe pe care îi dați run, click 2, run as administrator. Îi dați next, next, se instalează, close. Și acum aplicația descărcată e aplicația pentru update, dar va trebui să alegem Simplex și să selectăm fișierul de update din folderul descărcat. Acesta este softul de update. Îl încărcăm în aplicație. Conectăm cablul USB la detector și la calculator. Pornim detectorul. Îi dăm un Select Device să vedem dacă aplicația îl recunoaște și dăm un Start Update. Va dura câteva secunde. Și detectorul este actualizat.